7 aprilie, Ziua Mondială a Sănătății, zi prevăzută în contractul colectiv de muncă ca zi liberă. Deci vor lucra unitățile sanitare cu paturi, serviciile de primire urgențe, ambulanța, în regim de zi de sărbătoare, iar ambulatoriile integrate vor fi liber. Personalul din ambulatorii integrate va fi liber. Deci inclusiv laboratorul, absolut tot ce înseamnă asistență medicală ambulatorie. Ce puteți spune despre farmacii și despre cabinetele medicilor de familie? Medicii de familie sunt obligați să asigure permanența. Care dintre ei vor vrea să lucreze? Ei sunt persoane fizice, deci sunt persoane private, asistență medicală privată, și fiecare își organizează activitatea. Din experiența anilor trecuți vă spun că marea majoritate dau liber la personal, dar rămâne cineva care asigură permanența. Iar farmaciile sunt obligate să lucreze în același sistem de asigurare permanentă a medicamentului pentru cei care au nevoie de ele și în zilele de sărbătoare.